Voi obișnuiți așa să vă faceți strategii? Dar n-am mai făcut nicio strategie. Dar numai e cu cine? Dar n-am făcut. Ce strategii? De ce puțin ne luați într-un punct? Radu. Da. N-am cum să nu zic că ești foarte frumușel. Să mulțumim și mie că eu l-am dus așa costumul. După gală sunt da? Da. Eu, de fapt, l-am luat pentru final, zic, poate măsură în casă. Doamne, ajută să te văd în final îmbrăcat așa. Eu am crezut că, nu știu, e o zi specială, că ai pregătit vreo surpriză, că o să încerc vreo piesă romantică, să vrei să dansezi cu cineva aici. Foarte, foarte frumos. Hai să începem gala, nu vreți? Da. S-a făcut de toate în această săptămână și hai să vedem cum se prezintă spiritele. Astăzi, la final de săptămână, tragem linie și vedem exact ce și cum gândiți. Dragoș, ești în... ești în cam toate materialele. Pole position. Pole position. Dragoș. Yes. Hai să spargem gheața, vom vedea care pică. Că n-are sens viața. Le prezentăm pe următoarele. Ia, hai să vedem primul material din această gală. Ia să vedem. Nu, mă, ce conexiune? Vorbește față în față. Natalia? Natalia? Nu, mă, cu Maria, ea e foc, nu vezi? O fost foarte nervos, că e de... Stau, uite, cum e în casă. Vic de Caterinca, pe că e de distrezi unde ai fost să-ți controleze și le într-o emisiune. Da, păi dacă nu-ți convine, nu... Băi, cât de departe se poate duce o ieșire din... Da, eu vorbim. Păi influențează. Azi, că o pune-o la punct. Da, frumos. Pe cine? Iar încep și vorbești. Bă, nesimțită aia. Bă. Nesimțită. Bă, nu mai vorbim așa, mă. Dar nu poate să vorbească așa de mine. N-are cum. Băi, Dragoș, trebuie să te controlezi, frate. Cum? Bune, da. O dai prost și tu. Uite, de exemplu, da, dacă uite, tu, dacă ele dau materialul ăsta, ce ai spus tu, cuvintele astea, Nic, acolo toate o să fie pe tine. Da. Da, eu te înțeleg, dar țin-le pentru tine astea, că înțelegem toți. Uite, ele, faptul, i-am spus și lor. Felul în care tu reacționezi, chiar dacă tu o faci pe nevinovăție și pe dreptatea ta, tonalitatea ta și felul în care reacționezi, ele văd asta vulcanic. Chiar dacă poate tu ai motiv bă, să faci asta. Bă, dar asta e modul lui de acționare, Sorine. Păi da, frate, dar și ele asta judecă, na, asta e modul lor de a judeca. Da. Ce vrei? Da, mă, trebuie să fii tu un pic mai controlat, Dragoș. Că ele nu înțeleg. Pentru binele tău. Vezi că ele așa o dau. Au dat-o și în trecut, nu numai acum. Și ce care e faza că orice fată nouă care intră o să-ți facă aceeași deputație. Noi n-am făcut impresie proastă despre ele băieților noi care vor intra în casă, nu știm. Rasc. Și la noi, de exemplu, trebuie să intre băiat nou. Ce ar fi acum să vină de sus și să facem listă? Natalia, născută în 1900 toamna. Nu știu cum. Trecem, Grațiela, știi? Să le facem noi portret. Pe lasă omul să o cunoască, frate. Lasă omul să facă treaba lui, ce treaba mea să place. Caracterizezi acum o persoană. Nu trebuie să stai acum să spui tu. Tu, dacă respecti o femeie, trebuie să le respecti pe toate în egal. Nu că pe ea o respecti pentru că... Și cu cealaltă urât să fii... Ba da. Eu vorbesc în funcție de cum sunt respectat. Exact așa și eu. Mă respect, te respect. Dacă eu mă simt respectat de o femeie, o respect și eu la max. Cine era nesimțita Dragoș? Eu îmi cer scuze întâi că am reacționat așa, pentru că eram foarte supărat. De Maria am spus, evident. Pentru că, din moment ce a intrat o fată nouă în casă, mi se pare corect ca ea să nu mă prezinte atât de, nu știu, cumva negativ sau negru, ca să nu folosesc alte cuvinte. Și era frumos din partea ei să vorbească altcumva, totuși. Deci noi doar i-am sau, povestit ceea ce s-a întâmplat. Știu, dar ați povestit într-o manieră mai, mai urâtă, să zic așa. Mai... Cum am simțit, nu am făcut intenționat nimic. Ca să te pun într-o lumină proasă sau nu. Știu, Maria, știu. Ideea e că după discuția voastră, Alexandra nu a fost interesată de Dragoș. Exact. Deci, în condiția în care a venit la noi în casă și nu, dacă ar veni... Ea a avut trei camere roșii. Ea a venit și ne-a spus de cine a fost interesată și după aia noi am spus povestea da, cu Dragoș. Da, înainte să vorbească cu voi a fost la noi în casă era și de vorbă era mai interesată și vorbea altcumva, în altă tonalitate și altcumva. Și după aceea s-a schimbat puțin situația, cred eu, și așa am și simțit. Și nu mi s-a părut corect și pertinent să vorbești așa. Adică mi se părea normal să zici Dragoș, ești un băiat mai diferit, este ok sau nu, dar te las pe tine să-l cunoști. Cred că mi se părea și mai în regulă și mai omenos să vorbești așa. Pentru că dacă ar veni și acum ar băia să zică, pe Maria e o țață, Maria plânge... Dar nu m-ar deranja să-i spui ce să... vrei tu, eu doar părerea ta. Nu sunt genul de om să-mi exprim așa sentimentele. Da, da, ești omul care judecă și mă face nu, pe mine simțit. Nu, eu nu judec pe nimeni. Care nu respectă în egalitate pe toate, nu? Nu. Păi nu generaliza, nu generaliza. Eu ce am cu tine, nu generaliza toate persoanele. Eu cu Natalia, uite, am mai avut conflicte, dar le-am aplanat, le-am discutat. Cu tine nu se poate discuta. Că ți-ai simțit de aia.
Probabil la momentul respectiv am considerat că asta trebuie să-ți adresez, cuvântul respectiv. Okay. Dacă a fost puțin agresiv sau urât, eu îmi cer scuze. Dar asta am simțit la momentul respectiv. Și de aici reiese faptul că eu nu sunt fals. Eu dacă am simțit să spun asta, am spus-o, da, dar era vorba în alt context. Dacă păi veni, tu la fel. Dacă ar veni un băiat nou, nu ți-ar conveni să spun de Maria. Nu m-ar deranja, pentru că eu aș arăta păi pe tine, de fapt așa privești lucrurile, dar pe mine mă deranjează. Pentru că eu vreau să cunosc pe cineva care chiar îmi place. Fata asta chiar îmi place. Și mie nu mi-a convenit să spui tu de mine chestia asta. Îți zic sincer, cu mâna pe inimă. Separat că noi ne-am certat, că noi am avut conflicte, trebuia puțin să te abții și să spui, lasă, cunoaște-l tu, mie nu-mi place. Tu dacă m-ai fi lăsat în pace, Oftim? Eu te-aș fi lăsat în pace. Dar nu este vorba de lăsat în pace, e vorba de maniera ta de exprimare. Da, tu dacă m-ai fi respectat, eu te-aș fi respectat. Dar eu te respect pe tine, eu n-am nimic cu tine că nu mi-ai furat casa. Dar nu e vorba de asta. Nu e vorba despre asta, este vorba de ieșirile tale și de cum vorbești. Da, ieșirile mele. Tu n-ai ieșiri. Păi, eu am ieșiri, dar eu mi le asum, tu nu ți le asum. Cum mi le asum? Ei, ce-am zis și nu mi le-am asum? Lasă, tu plângi, te victimizezi, tu orice ți se spune plângi. Și asta e victimizare, păi că plâng? Păi nici eu și plângi. Știi, dacă spun acum ceva, tu plângi peste 5 minute, Maria. Scuză-mă. Bine. Dragoș. Da. În funcție de moment, în funcție de stare, nesimțită, cici. Cici e o glumiță, nu e... Am înțeles asta de ieri, dar în funcție de starea ta și în funcție de cum te simți și ce îți transmite, găsești câte un apelativ. Ea nu s-a găsit niciunul până în momentul de față. Păi e liberă să o facă, dar nu să mă pună într-o lumină proastă față de alte fete. Da, pentru că cum de fete... o plași tu pe Alexandra? Aflăm noi astăzi. Dar mie îmi place astăzi. Femeia, mă atrage. De la început ai zis Andreea. Îmi place de ea. Dar n-a făcut nimic în sensul ăsta. Chiar îmi place. S-a axat ea fotoul pe Radu și acum el o simte pe ea că nu mai e foc pe Radu. Și atacă și el. Deci a fost foc? E vorba de atac. A fost, da. Termenul de atac nu mă caracterizează. O plac și vreau să fac pași către ea. Nu o atac. După date. Poate după date. Mie îmi place fata asta și mie nu mi-a convenit să mă pun într-o lumină proastă și să zic că, domne, că... Că dacă vedem un pic la date sau ceva... Eu doar mi-am zis părerea cum eu dacă vine mâine o băiaș, tu ești aici... Eu nu dar tu poți să-i zici ce vrei, dar dacă tu o să-i spui că eu sunt o nesimțită, el o să-și facă o părere despre tine, nu despre ea. Discuția a început când a venit eu din casa voastră. Și eram toate la masă și atunci mă întrebam pe mine, Maria, ce am vorbit în casa voastră la băieți. Și de acolo a început discuția, că eram cu Alexandra la masă și am zis toate într-un fel, ce părere am avut despre tine la început. Nu a fost o alegere din partea ei că i-au deschis subiectul, nu. De a fost toată chestia că când a venit eu din casă, le-am zis ce... Mi s-a dat conexiunea și din ceea ce am văzut eu acolo. Maria a vorbit puțin mai agresiv așa, de mine, la persoana mea și nu m-am simțit confortabil. Dar nu te-am jignit. Dar nu este vorba de jignire, este vorba tu m-ai jignit, este vorba ce lumină mă pui tu. Mai pus în umbră. A, mai bine te jigneam decât să... Nu, mai bine tăceai din gură și ziceai, e diferit. Înțeles. Eu trebuie să tac din gură că tu ești superior. Păi pe live-ul vorbești toată ziua, Maria mea. Înțeles. Toată ziua vorbești pe live-ul, scuză-mă. Și nu numai părerea mea. Te-am urmărit special. Am dacă să fac un live de 20 de minute și lumea mă întreabă ce fac și cum mă duc și etică, nu trebuie să vorbesc. Bine. Trebuie să fac, nu să mă uit la mine, ai dreptate. Nu gândești, de-aia e live, vorbești cu oamenii. Maria, te rog. N-am auzit. E soră cu piscina. Adică. Păi, cum faci? Deci tu mă jignești că plâng. N-are voie omul să plângă că așa simte. Tu plângi, tu ai venit la emisiunea matrimonială. Nu, eu n-am venit pe asta, dar dacă simt să fac asta, o să o fac, ok? Eu păi fă-o, dar nu mă denigra pe mine. Dar eu nu te denigrez cu nimic, tu o faci pe mine. Păi nu se face așa, nu e frumos. Nu e frumos să faci așa. N-ai auzit contextul. Dacă nu-ți place un om, dacă nu-ți place un om, lasă-l. Dar ți-a spus să vorbească cu tine. Tu cauți anturajul meu, nu eu cu tine. Eu nu caut anturajul cu tine. Eu caut să trebuie ceva și că tu dori pe canapea. Te bagi seama cu ceapă. Asta e grija ta. Păi, porți grija pe rom. Nu sport grija, dar eu vreau să fiu. Păi nu, dar uite, eu vreau să ador și când te scopi. Azi mai au din Maria toată ziua. Eu vreau să pierd dialogul. Mâini la fel. Poi mâini la Maria, până mâine. Te bagi nimeni în seamă, Maria. Nu te mai bagi. Și vreau să pierd dialogul cu tine. Gata. Păi, cum faci? Nu e gata, da. E gata când am zis. Gata. Dacă n-ai zis, dar cine ești ca să spui mie gata? Uite-s Maria. Ok. Dragoș. Da. Ce-i cu ea? Că mai sunt fete care stau așa pe canapea cu zilele. Păi da, doamna. E, da, Maria mea e specială. Ea... Plus că și tu m-ai făcut pe mine când o zbura porci și chestii de-astea. Te-a făcut... I-am spus eu, nu știu ce am spus ea. Te-a spus să te cunoască sau să o intereseze eu... când o să zboare porci. Da, dar nu te-a făcut când o să zboare porci. Nu există așa ceva. Da, știu. Păi și atunci? Hai că ești un băiat deștept. Sunt un băiat. Cum te-a făcut? Nu te-a făcut în niciun fel. Ia zi. Dar a zis-o compare. Nu, ideea este că s-a creat așa un conflict între noi și... Cine l-a creat? Păi nu știu. Ambii. Cine l-a început? Amândoi l-am creat. Cine l-a eu am vrut să o cunosc într-un mod frumos. Ea nu a acceptat. Și ea a început să plângă, s-a victimizat. Doamna Andreea, ce vrea să spună Dragoș
este că el s-a îndreptat cu pași repes către Maria să o cunoască, dar Maria nu vorbește și eu, asta da. E supărarea lui, că Maria nu vorbește. Pentru că ei, înainte să se îndrepte Dragoș cu pași către Maria, ei au avut un conflict aici în gală și cumva Maria o așteptat să vadă dacă ceea ce face el e real într-un anumit exact. Fel. Asta a fost. Deci cumva în conceptul ei, el avea ceva de recuperat față de ea. Pentru că ea a crezut că a jignit-o atunci în gală când i-a spus că e superior și toate chestiile. N-a jignit-o? Da. Și ea a considerat că el prima dată are ceva de recuperat din spate și după să... Nu este jignire, nu. Doamna Andreea, eu cred... E jignire când o zbura porcii pe sus. Da. Dar nu e chiar jignire. Nu e jignire. Cum nu e chiar? Eu m-am referit la superioritate... Pur și simplu a spus că practic niciodată nu o să fac asta. De la anumite puncte de vedere. Și eu, jignire? E jignire asta. Nu este. Păi nu e. Dar tu ai jignit-o pe ea. Cu ce anume? De multe ori.